Cei care vor să citească în vacanță pot să facă acest lucru după o listă recomandată de Biblioteca Județeană. Cei care vor reuși să lectureze toate cărțile prescrise în program vor putea să câștige la finalul vacanței premii importante. Concursul Național de Lectură, Bătălia Cărților, organizat pe plan național de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, având ca inițiator și coordonator Biblioteca Județean Octavian Goga Cluj, a fost lansat în 30 ianuarie. Scopul acestui program este stimularea lecturii în rândul copiilor și adolescenților. Concursul se va derula în perioada februarie-octombrie 2014 sub egida Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și este organizat și la nivelul județului Sălaj. Prin acest concurs sunt popularizate cărțile de valoare destinate copiilor și adolescenților, se va pune accent pe însușirea de către participanți a competențelor de lectură, prin înțelegerea textelor literare, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente și interpretări proprii. La concurs, care va avea două secțiuni, lectură în limba română și lectură în limba engleză, pot participa copii de la 11 la 13 ani și este cuprinse între 14 și 18 ani care au permis de intrare la bibliotecă. Înscrierea se va face la toate secțiile și filialele bibliotecii prin completarea unei fișe de înscriere. Pentru a intra în finală, participanții trebuie să citească toate cărțile din lista recomandată până la sfârșitul lunii septembrie 2014. Finala concursului Bătălia Cărților va avea loc în luna octombrie 2014 și va cuprinde. Dezbaterea convinge mă să citesc, în cadrul căreia participanții vor susține cartea preferată și vor răspunde la întrebări pe marginea cărților citite, Jurizarea și festivitatea de premiere. Potrivit organizatorilor, vor fi acordate premii finaliștilor concursului pentru cea mai frumoasă și argumentată prezentare a cărții preferate, pentru cel mai bun cititor, care va deveni cititorul anului, și pentru cea mai apreciată carte, care va deveni cartea anului.